Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Sunt în viitor, în
farisei la Pilat și au zis, Stăpâne, mi-am adus aminte că amăgitorul acela Iisus a zis, fiind încă viață, după trei zile mă voi sura. Deci poruncește să fie bine păzit mormântul până a treia zi, ca nu cumva ucenicii săi venind noaptea să-l fure și să spună poporului că s-a sculat din morți. Atunci va fi rătăcirea cea mai de pe urmă mai rea decât cea din tâi. Pilat însă le-a spus, aveți păzitorii, mergeți de întăriți cum știți. Iar ei, ducându-se, au întărit mormântul, punând cază și au pecetluit. Iată mormântul. Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți-i auzi din ești și ne miluiește. Este, Doamne, miluiește. Să-i salvatul.
Iar și iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Mărire-ție, Hristoase, Dumnezeule, credește a noastră, mărire-ție! Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale Sfinților Măriților, întru Teodaților Apostol și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru noi. Și altă cântare, să tacă tot omul și nimic din ce este omene să nu grăiască. Așa că e greu să vorbești în ziua aceasta, în Vinerea Mare. Dar pentru că este așa de important acest eveniment și așa de profund, voi încerca câteva vorbe să vă spun despre ziua de astăzi, despre ceea ce s-a petrecut în viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și cum spune Sfântul Ioan, Evanghelistul, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Așadar, iată Mântuitorul Hristos a primit moartea pe cruce pentru noi ca să ne mântuiască, ca să ridice păcatele noastre, să le jertfească, ca să ne împace pe noi cu Dumnezeu. Atât de mare este ziua de astăzi, încât și lucrurile cele necuvântătoare s-au mișcat. Pământul s-a cutremurat. Pietrele s-au despicat. Soarele s-a întunecat, luna nu și-a mai dat lumina ei. Mormintele s-au deschis și trupurile Sfinților au înviat și s-au arătat în cetate. Și dar iată cum răspunde întreaga natură la acest eveniment tragic și dureros. Cum răspunde însăși firea omenească. O vedem pe Sfânta Fecioară, cum ați auzit în prohod, mai ales în partea întâia. Cum îl plângea pe pruncul său, pe mielul Iisus. Dar, oare la cine am făcut noi astăzi prohodul? Pe cine am prohodit? La cine ați venit astăzi să înălțăm aceste cântări de prohod? Atât de pătrunzătoare și de pline de tâlc. Am venit să-i facem prohodul lui Iisus Hristos.
lui Mesia, cel trimis pe pământ să ne mântuiască. Am venit, dar, să închinăm aceste rugăciuni și aceste osanale frumoase din prohodul Domnului, Mântuitorului nostru Iisus Hristos. La multe mormântări am asistat și am fost, dar niciuna nu e ca și asta. Pentru că aici Fiul lui Dumnezeu, iată, a venit să ne ducă pe toți la mântuire. Și așa cum spuneam, să ne împace cu Dumnezeu. Nu era cunoscut până la 30 de ani, nimeni nu l-a cunoscut, rar care l-au cunoscut cei din familia lui. Abia la 30 de ani a venit la râul Iordanului, s-a botezat de către Ioan. Și nimeni niciodată n-a vorbit ca omul acesta, spune o scriptură. Era atât de pătrunzător în vorbele lui. Privirea lui era atractivă. Cine l-asculta, cine îl vedea, cine era lângă el în apropierea lui, nu se mai putea despărți de el. Și ați auzit că mulți dintre ei și-au lăsat toate și s-au dus și i-au urmat lui. Apoi vedem că acest om care a făcut atâtea minuni, cum spunea și părintele aseară, și el a avut dușman. Și se pune întrebarea, oare de ce a avut dușman un asemenea om care n-a făcut numai bine, care i-a ajutat pe toți și i-a miluit pe toți deopotrivă. Multe sunt motivele pentru care a avut dușman. Voi aminti câteva. El spune adevărul drept în față. Nu ocolea niciodată adevărul. Și de aceea a avut dușmani mulți, vrăjmași mulți. Să vă închipuiți, dacă noi ne întâlnim cu cineva și spunem cuiva, avem obiceiul să-i spunem, arăți bine. Dar în sinea noastră gândim altfel. Dacă i-am spune că n-arată bine, s-ar supăra pe noi. Așa că Mântuitorul Hristos spunea totdeauna adevărul și adevărul știți dumneavoastră că doare. Și spunea un mare poet al nostru. Dacă te-ai pregătit să spui adevărul, să te pregătești să suferi. Vedeți dumneavoastră în viață omul care spune adevărul, omul care e drept și care n-are jumătăți de măsură, are de suferit multe în viață. Apoi au avut și alt motiv pentru că l-au răstignit și l-au urât mulți dintre farisei și căturari. Pentru că Mântuitorul Hristos a adus o învățătură nouă. Mulți credeau în El, mai ales de la minunea lui Lazar și mai ales cei care l-ascultau, care erau în apropierea Lui. De aceea s-au socotit în Sinedriu că mai bine este să omoară un om decât să-și piardă ei credința lor. Așadar, iată, am prohodit astăzi și am înălțat aceste cântări frumoase la această slujba prohodului pe însăși Fiul lui Dumnezeu. Iată, această Vinere Mare este vestită încă în Vechiul Testament. Despre mielul acesta se vorbește în Cartea Ieșirii, când Moise le-a poruncit tuturor celor care erau în robia egipteană, tuturor evreilor, capilor de familie, să-și cumpere toți un miel și să-l jertfească în ziua 14-a a lunii respective și din sângele lui să pună pe pragul de sus a ușii și de jur împrejur. Și noaptea când a venit Îngerul Morții, i-a curțat pe toți cei din tâi născuți a evreilor și au murit toți cei din tâi născuți a egiptenilor.
Mielul acesta, iată, l-am mâncat în noaptea aceea și le spune Dumnezeu prin Moise să spuneți pruncilor voștri ce înseamnă mielul acesta. Să vă aduceți aminte voi că ați fost eliberați și scos din robia egipteană în felul acesta. Și atât evrei păstrează și astăzi acest obicei. Și acest obicei l-am luat și noi, creștinii, aproape orice familie. Tai un miel de Paști sau un ier. Și îl mănâncă gândindu-se că el simbolizează Pământuitorul Hristos, care ne-a scăpat din robia păcatelor și ne-a păcat cu Dumnezeu. Doamne, și Isaia, în capitolul 53, vorbește despre aceste evenimente care s-au petrecut acum în zilele acestea și în ziua de astăzi. Ca un mers pe junghiere s-a adus, ca o oaie de glas împotriva celui ce o tunde, așa nu și-a deschis gura sa. Într-o smerenie a lui, judecata lui s-a ridicat, iar neamul lui cine îl va spune? Așadar, iată, era prorocit de Isaia înainte patimile și moartea lui Hristos, dar și învierea lui. Așa că, iubiți credincioși, oare cu ce suntem noi datori? Pentru, cu ce răspundem noi pentru patimile acestea? Pentru suferința aceasta? Pentru durerea care a răbdat-o Hristos pe cruce pentru noi? Spune Sfântul Apostol Petru, în prima sa epistolă, să fiți sfinți, că și eu sunt sfânt. Să ne purtăm ca sfinții, ca aleși al lui Dumnezeu și să lăsăm pe Dumnezeu să intre în inima noastră și în sufletul nostru. Să ne curățim de toate păcatele. Și atât această simbolistică la intrarea în biserică, când am înconjurat biserica cu acest epitaf, care reprezintă pe Iisus pus în mormânt, toți am intrat ca și în mormântul lui Hristos și am ieșit înviind cum va învia Hristos. Dar până atunci mai este ziua sâmbetei. Doamne, grea și lungă a fost și această zi pentru Maica Domnului. Grea a fost această așteptare și pentru apostoli, care s-au răsfirat, s-au răspândit peste tot. A spus și Părintele aseară, Părintele Cristian, despre lăpădarea lui Petru, despre vinderea lui Iuda. Iată, mulți dintre noi ne lepădăm. Uneori pe față ne lepădăm de Hristos prin purtarea noastră, prin vorbele noastre. Uneori ne asemănăm ca Iuda. Doamne, urât gest. Sărutul, dragii mei, e folosit să-ți arăți iubirea și dragostea față de cineva. Nici de cum să-l trădezi, să-l vinzi. Așa că l-am prohodit pe Iisus. Pe omul care n-a trădat niciodată, pe omul care a iubit cu o iubire sinceră și adevărată, cum nimeni niciodată n-a făcut pe fața Pământului. Și așa, iată, ne-a ajutat Dumnezeu să petrecem încet săptămâna patimilor, să pătimim și noi împreună cu Hristos, să ne pregătim sufletește și dumnezeiește, să curățim casa sufletului nostru, să alungăm tot răul și tot păcatul de acolo, să ne pregătim și să ne putem bucura împreună cu toți cei dragi. O, Doamne, mă uitam la televizor mai cu seară. Câți vin din străinătate prunci acasă? Vin bieții români de pretutindeni, de Paști, de învierea Domnului, să se bucure în familie cu toți cei dragi.
Vin pentru că au această credință mare și puternică și vă aminteam odată în cuvântul meu de învățătură aici, de la acest amvon. Că am văzut pe Trinitas un preot care era mândru că în Bruxelles el avea de înviere peste 2000 de suflete și ceilalți băștinași, evangheliști care erau alături la 10-15 metri, erau vreo 15 suflete la înviere. Iată diferența între noi și între ceilalți care au democrație veche. Iată, se cade să învețe ei de la noi, să vadă ei ce suflet au românii, cum trăiesc românii aceste sărbători înălțătoare și cea mai mare sărbătoare a noastră a creștinilor, căci la Paști sărbătorim învierea noastră. Hristos este arvuna învierii noastre, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Și el totuși mai spune, nimeni să nu-mi facă supărare. Pentru că eu am în trupul meu semnele și am acele semne pe care le-a avut Hristos când a fost răstignit. Și oare ce semne avem noi în trupul nostru? Precum avea Sfântul Pavel și avea Iisus Hristos. Semnele patimilor sale. Oare ce semne avem noi în sufletul nostru? Oare îl purtăm pe Hristos cu noi? Oare îl rugăm pe Hristos seara, dimineața, peste zi? Ne sfătuim noi cu Hristos? Și știm noi că Mântuitorul Hristos în neputință se desăvârșește. În boală, în suferință, mulți dintre noi am fost bolnavi. Ne-a ajutat Dumnezeu să devenim sănătoși. Mulți am avut tot felul de ispite. Mulți ne-am pus în gând tot felul de lucruri să ni le împlinească Dumnezeu și le-am cerut cu multă rugăciune în genunchi, spălându-ne rugăciunile cu lacrimi. Și Dumnezeu ne-a ajutat. Căci înaintea lui Dumnezeu nu este cuvântul acela că nu se poate. Totul se poate cu Dumnezeu. Dacă l-ai pe Dumnezeu, ești tare, ești puternic. Și aș dori să rămână Hristos și să nu vă supărați când în viața dumneavoastră mai aveți și trăiți săptămâna patimilor cum a trăit Hristos. Căci după patim, iată, vine săptămâna luminată. Săptămâna învierii. Așa e fiecare în viața lui. Iisus ne mai smerește, ne mai coboară, El ne mai înalță. Uneori ne coborâm aproape până în mormânt. Dar El este lângă noi, ne întinde mâna, ne ajută și ne ridică. Să fiți dar tari și puternici și să petreceți ce-a mai rămas încă o zi bună până la învierea Domnului Hristos. Și să purtați pe cât se poate în trupul dumneavoastră și în sufletul dumneavoastră rănile patimilor lui Hristos. Și așa veți birui, cum a spus Hristos, îndrăzniți că eu am biruit în el. Și că îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să petrecem, iată, până aici și să-L punem pe Hristos în mormânt și să așteptăm învierea Lui cea din morți. Să vă întărească Dumnezeu pe toți, să vă răsplătească tuturor și vă fericim noi, preoții, că ați trăit și ați petrecut acest post împreună cu noi și cu Sfânta Sa Biserică.
la toate acele mazluri în fiecare duminici. Mulți dintre dumneavoastră ați venit și ați adus și pe cei dragi și de acasă și din străinătate și aduceți totdeauna când veniți la biserică și îi duceți în rugăciunile dumneavoastră. Așa că Dumnezeu să vă răsplătească tuturor, să aveți parte de bucurii, să nu rămâneți pe cât se poate și mâine, cei care mai vin din străinătate, să veniți la Sfânta Biserică. De dimineață vom fi acolo, o să vă spună Părintele, vom fi aici și vă așteptăm cu drag să vă împăcați cu Hristos. Ca El să vă răsplătească tuturor după osteneala și faptele jertfei dumneavoastră pe care le-ați făcut în acest post. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă întărească pe toți, să vă ajute să ajungeți cu drag această mare sărbătoare pe care o așteptăm din tot sufletul. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului. Amin. Iubiți credincioși, vreau să vă reamintesc faptul că pentru noaptea de înviere, fiecare dintre noastre puteți să veniți pregătiți pentru a aduce Paștea acasă cu vasele care credeți că vi se potrivesc și vă sunt necesare. Pentru că Domnul Blaga, care de Paște le-a făcut în așa fel încât cantitatea să fie îndestulătoare, iar dumneavoastră vă cunoașteți familie cât sunt de numeroase, știți ce musafiri aveți și să luați în așa fel încât să ajungă pentru toată lumea și în toate cele trei zile de Sfânt de Paști să puteți să gustați înainte de orice altă mâncare, să gustați în Sfântele Paști de la Sfânta Biserică.